Vechiul ștrand din spatele sălii sporturilor din Târgu Jiu este tot în paragină. Acesta a fost preluat de primăria Târgu Jiu în urmă cu aproximativ un an printr-o hotărâre de guvern, până atunci aflându-se în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu. Primăria Municipiului Târgu Jiu a stat de vorbă cu reprezentanții Companiei Naționale de Investiții cu referire la strandul despre care dumneavoastră m-ați întrebat. Am făcut o solicitare pentru includerea acestui bazin în programul construire bazine de înnot. Cei de la CNI ne-au solicitat o serie de documente pe care noi suntem în faza de a le pune cap la cap și de a le transmite mai departe către CNI. Cândva acest ștrand era principalul loc de relaxare pentru târgujeni în zilele toride de vară. În ultimii ani, bazinul s-a degradat vizibil, acum este decojit și invadat de buruieni. Aceeași situație este și la ștrandul din Rovinari.